Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom vorbi despre viața Sfântului Mucenic Polieuct. Sfântul Polieuct a fost ostaș în armata romană și a trăit în secolul al III-lea, în vremea împăraților Deciu și Valerian. Nerah, prietenul cel mai bun al lui Polieuct, era creștin și ajunge să fie cuprins de întristare pentru că știa prietenul o persoană străină de credința în Hristos. Auzind de persecuția împotriva creștinilor, îi spune lui Polieuct: Prea iubite Polieuct, porunca cea împărătească, care pretutindeni se citește, ne va aduce despărțirea unuia de altul, pentru că eu mă țin de credința creștină, iar tu de păgânătatea elinească. Și când mă vor lua la moarte, tu te vei lepăda de mine și mă vei lăsa. Auzind aceasta, Polieuct, cel cu bună înțelegere, îndată a cunoscut ce voiește Nearh și cu darul lui Dumnezeu, luminându-se, a început a gândi la cele dumnezești. Apoi și-a adus aminte de o vedenie ce i se făcuse mai înainte cu câteva zile și a zis: Nu te teme, iubitul meu prieten Nearh, nici o despărțire nu ne va fi, pentru că am văzut în vedenie pe Hristos, căruia tu slujești, apropiindu-se de mine și luându-mi haina, m-a îmbrăcat cu altă haină nouă, al cărei preț și frumusețe nu este cu putință a o spune, iar nasturii de la haina aceea erau de aur, apoi și cal într-aripar mi-a dat. Nearh, tâlcuind vedenia, i-a spus: Se cade ție să lași păgânătatea elinească și să te îmbraci într-o Hristos prin credința cea dreaptă, iar calul cel înaripat să știi că însemnează alergarea cea grabnică spre cer. Atât de mult s-a apropiat Polieuct de Hristos, încât a purces la distrugerea idolilor. Felix, socrul lui Polieuct, care avea împuternicire de la împărat să prigonească pe creștini, a încercat să-l convingă să renunțe la credința creștină. Pentru că a refuzat, Felix a poruncit să-i se taie capul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem, să ne reauzim cu bine și cu sănătate și la alte filmări.